Bună ziua, să discutăm un pic despre ceea ce înseamnă un cuplu format dintre un bărbat și o fată, un iubit și o fată sau altceva. Și, mă rog, în fine, unul iubea mai mult, unul mai puțin. Practic, nu a fost dragostea la prima vedere. Adică ceva de genul mă place, în fine, și să ajunge la concluzia următoare, că ea sau el dorește ceva mai mult de la celălalt partener, pentru că sunt împreună. Și ajungem și un pic și mai departe. Nu acum, te rog. Și vreau să faci acest lucru, bărbate. Dacă e fată, păi fac acest lucru, dar știi, dar nu pot, dar nu știu cum, dar nu știu ce. În fine. La sfârșit, îmi răsplătește cu o păsărică. După care începe cu ceva de genul ea. Cel puțin mă place să culcă cu mine și face și drege, știi? Trece mai departe. Alt obiectiv de pe lista ei. Știi, e ca la școală. Și ce îmi dați? Premiul întâi cu coroniță? Ea, de la ea primește păsărică. De la băiat, sau dacă e invers, primește altceva. Așa că trece timpul, îmbătrânesc din ce în ce mai mult. Organele se uzează. Și atunci ajungi la ceea ce se cheamă plafonare sau blocare în relații. Și ai două variante. Ori te desparci, ori merge așa că trece așa. Până la sfârșitul vieții.